Bună ziua! Cred că putem începe. Stimați cetățeni, acest guvern, cât și eu personal, ne-am asumat un angajament ferm pentru o Moldova inclusivă, echitabilă și solidară. Reforma pe care o lansăm astăzi, reforma sistemului de asistență socială Restart, reprezintă un pas decisiv în implementarea acestui angajament. Dincolo de aceasta, este important să înțelegem contextul în care lansăm această reformă. În primul rând, sistemul de asistență socială a trecut prin trei crize semnificative. Deci, COVID, pandemia, sistemul de asistență a trebuit să ofere suport beneficiarilor într-un context foarte dificil, criza refugiaților și criza sistemului energetic. Doar în toamna anului trecut, colegii mei, asistenți sociali, bibliotecari, ne-au ajutat în a înscrie în sistemul de compensații peste 300.000 de familii. În contextul crizei refugiaților, am implementat mai multe module de criză, s-a mărit numărul de beneficiari care se află în situații de risc sau în situații dificile și observăm cu toții că sistemul este la limită și are nevoie de un restart adevărat. În a doilea parte importantă în acest context este că sistemul de asistență socială nu este destul de eficient în lupta cu sărăcia. Ultimele date oferite de Biroul Național de Statistică arată că fiecare a patrulea copil din Republica Moldova se află în sărăcie, iar fiecare a treilea copil din zonele rurale este într-o familie săracă. Intervențiile sistemului reduc sărăcia copiilor cu doar 5%. Și asta înseamnă că eficiența intervențiilor noastre nu este la fel de bună și cu siguranță trebuie să mărim impactul măsurilor de asistență socială. În ultimul rând, trebuie să pregătim sistemul pentru procesul de integrare europeană. Dacă și când Republica Moldova va avea un statut oficial de candidat, Moldova va fi beneficiar a fondurilor de preaderare. Experiența altor țări care acum sunt deja membre sau țări care sunt candidate arată că dacă sistemul nu este pregătit, nu are competențe de management și de administrare a programelor mai complexe, atunci aceste oportunități de finanțare nu sunt valorificate pe deplin. Noi, prin această reformă, ne dorim să soluționăm patru probleme de bază. În primul rând, vorbim de managementul și planificarea neadecvată, în special atunci când vorbim de serviciile sociale. La nivel local, la nivel raional și la nivel central, nu există o viziune foarte clară cum urmează să creăm servicii, care servicii sunt necesare în diferite zone ale Republicii Moldova și cum acestea urmează să fie dezvoltate. Acest lucru creează a doua problemă și aici ne referim la inegalitatea teritorială de acces la servicii și prestații sociale. În Republica Moldova avem la moment 15 raioane în care peste 40% din persoanele cu dizabilități încă nu au acces la servicii de asistență personală. Avem raioane în care ponderea populației care beneficiază de ajutor social sau de ajutor pentru perioada rece anului este 20%. Alte raioane, ponderea populației care beneficiază de aceste prestații este de 5, 3 sau 4%. Această inegalitate teritorială nu are o logică și nu este corelată cu situația din teren. Spre exemplu, avem raioane care sunt mai bine dezvoltate, acolo există mai multe prestații și mai multe servicii sociale și avem raioane unde există mai multe familii sărace, mai multe persoane aflate în situații dificile, iar acolo există practic pustie de servicii sociale, iar prestațiile se regăsesc mult mai puțin. O a treia problemă pe care dorim noi să o soluționăm prin intermediul acestei reforme se referă la legătura dintre costul serviciilor și calitatea acestora.
Noi am analizat costul per servicii în diferite raioane și acesta variază destul de semnificativ, uneori de 3 sau 4 ori mai mult, iar noi nu avem evidențe clare că atunci când costul pentru servicii sociale este mai mare, calitatea este mai bună. Asta înseamnă că în sistem există foarte multă ineficiență sau chiar rea voință și lipsă de integritate. Dacă noi nu o să administrăm într-un mod adecvat costurile pentru servicii sociale, noi va trebui să investim mai mult în ele, iar beneficiarii nu vor simți o mai bună calitate a acestora. O ultimă problemă și credem noi cea mai importantă pe care această reformă dorește să o soluționeze se referă la dezvoltarea resurselor umane din sistemul de asistență socială. În primul rând ne referim la plata foarte mică a colegilor mei din prima linie. Datele pentru anul 2022 arată că salariul lor era cu 16% mai mare comparativ cu munca necalificată din sectorul public. Doar 16%. Ca să înțelegi, un asistent social trebuie să aibă competențe foarte mari, foarte bine dezvoltate în managementul de caz. Trebuie să înțeleagă particularitățile fiecărei familii cu care lucrează, fiecărei persoane. Interacționează foarte mult cu sistemul de justiție, sistemul public, trebuie să aibă competențe digitale foarte bine dezvoltate. Iar noi remunerăm această muncă foarte sofisticată, foarte complicată și dificilă, cu 16% mai mult comparativ cu munca necalificată. Noi avem situații când în unele raioane peste 30% din cei care lucrează în sistemul de asistență socială pleacă din sistem. Asta înseamnă că există perturbații, asta înseamnă că familiile care beneficiază de acele servicii se pomenesc fără acel suport de bază necesar. Și asta înseamnă că în sistem nu există o motivație foarte mare și temeinică de a îți îmbunătăți capacitățile profesionale, de a rămâne în sistem. Aceasta iarăși se reflectă foarte mult la calitatea serviciilor sociale și la munca de asistent social în general. Deci, acestea sunt patru probleme. Managementul defectuos, inegalitate teritorială, legătura dintre cost și calitate și resursele umane. Iar acum aș vrea să-l invit pe colegul meu, Dan Perciun, să expună cum urmează reforma să abordeze aceste probleme de bază. Mersi. Da, mersi, domnule ministru. Într-adevăr, astăzi, în funcție de locul de trai, un tânăr cu dizabilități, un copil rămas fără o ocrotire părintească sau un bătrân singuratic o să aibă acces foarte inegal la serviciile sociale. În același timp, din păcate, sunt prea multe persoane cu dizabilități severe care nu au acces la un asistent personal în continuare, prea mulți copii orfani care nu au șansa de a fi plasați într-un serviciu de asistență parentală profesionistă și în continuare sunt prea mulți bătrâni care nu pot accesa un centru de plasament sau un centru de zi pentru a beneficia de serviciile acestora. Dacă ne dorim o societate inclusivă cu adevărat, trebuie să investim mai mult în serviciile sociale și asta urmează să facem inclusiv prin această reformă. În ultimii 2 ani de zile, Ministerul și Comisia Parlamentară a pus un accent deosebit pe corectarea, îmbunătățirea sistemului de asigurare socială și a anumitor plăți sociale, precum este ajutorul social. Ministerul împreună cu Comisia și întreg guvernul a insistat pe majorarea pensiei minime, pe majorarea ajutorului pentru perioada rece a anului, pe majorarea ajutorului social pentru familiile cu mulți copii. Iar în aceasta am dezvoltat un întreg sistem de compensații țintite în factură. Într-un fel, accentul pentru reducerea sărăciei fiind pus pe plățile sociale. De acum încolo, prin această reformă, ne dorim să consolidăm aspectele legate de serviciile sociale, de accesul și calitatea acestora. Din păcate, tradiționalele au fost subfinanțate în Republica Moldova, calitatea prestărilor n-a fost
monitorizat suficient de la nivel central și în ultima perioadă se atestă un număr mic de servicii noi dezvoltate, iar acoperirea lor este foarte timidă la nivel național. Prin urmare, prin această reformă vrem să facem câteva intervenții cheie. În primul rând, urmează să asigurăm o mai bună finanțare a serviciilor sociale, inclus în pachetul minim. Astăzi, disponibilitatea resurselor financiare depinde într-o mare măsură de numărul de avioane care zboară, ori o parte dintre aceste servicii sunt finanțate din taxe aeroportuare, sunt finanțate din ceea ce se percepe de la taxele, de la casele de schimb valutar. Prin urmare, finanțarea este intermitentă și creează discontinuități în acces, ceea ce nu mai poate continua. Odată cu implementarea reformei, întreg pachetul de servicii sociale, minim de servicii sociale, urmează a fi finanțat din bugetul de stat, în așa fel încât să nu mai avem aceste oscilații pe care le observăm în permanent. În al doilea rând, urmează să extindem pachetul minim de servicii sociale, să includem mai multe servicii acolo, în special cu o atenție deosebit fiind acordată persoanelor în etate și copiilor și să creștem numărul de beneficiari. Totodată, vom crea nouă agenții teritoriale de asistență socială, care vor fi structuri desconcentrate, subordonate Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu reprezentanți în fiecare raion. Acestea vor fi create în baza direcțiilor actuale de asistență socială din cadrul consiliilor raionale. Și odată cu crearea acestora, vom asigura o implementare uniformă a standardelor de calitate în întreaga țară, vom uniformiza costurile și vom asigura o planificare și o monitorizare adecvată a serviciilor prestate de către aceste structuri. Totodată o să clarificăm competențele în domeniul asistenței sociale între Ministerul și Consiliile Raionale, în esență, preluând competențele Consiliilor Raionale pe dimensiunea asistenței sociale. Pentru a putea să gestionăm reforma și sistemul de servicii sociale pe viitor, în cadrul Ministerului a fost deja creată o direcție pentru gestionarea serviciilor sociale, urmând și la Inspectoratul Social să fie consolidată secția de acreditare a serviciilor sociale. Iar o intervenție transversală pentru întreg sistemul de protecție socială este digitalizarea, este o prioritate pentru noi și ne propunem în următorii ani să dezvoltăm un sistem informațional dedicat serviciilor sociale, în așa fel încât să asigurăm o digitalizare totală a acestor procese. Iar pentru că fundamentul sistemului de asistență socială îl reprezintă asistentul social și, după cum spunea și domnul ministru, atestăm o rotație, o pierdere a cadrelor în acest sistem semnificativă, de circa 20% anual, iar asistenții sociale astăzi sunt în situația în care trebuie să asigure implementarea a 7 mecanisme intersectoriale, trebuie să asigure servicii și pentru persoane cu dizabilități și pentru copii rămași singuri, și pentru victimele a violenței domestice, trebuie să asigure internarea acestora, plasarea acestora în servicii, comunicarea cu autoritățile publice centrale, deci au un volum foarte mare de responsabilități. Și aceste persoane trebuie stimulate și munca lor trebuie valorificată la justa valoare. Pentru asta urmează să majorăm clasele de salarizare a unui asistent social care are studii superioare până la nivelul unui cadru didactic, a unui asistent social care nu are studii superioare până la nivelul unui educator. Totodată să aprobăm câteva grade, 3 cel mai probabil, de calificare profesională după modelul sistemului educațional și să creăm un sistem obligatoriu de formare continuă, deci să asigurăm accesul la instruiri pentru asistenții sociali, pentru că ei se poate face cât mai bine munca și odată ce vor trece aceste instruiri, se poate obține gradul de calificare, prin urmare se poate obține și majorări salariale aferente. Inclusiv în acest context, funcția de formare continuă va fi transferată de la Agenția Națională de Asistență Socială la Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru a asigura o mai bună îndeplinire a acestor atribuții.
În esență, toate aceste schimbări vor contribui la un acces mai mare la servicii sociale pentru populație și la o calitate mai înaltă acestora, totodată eficiența utilizării banului public fiind sporită. Vă mulțumesc! Domnule Crăciun, vă mulțumesc mult! Ca să fac un sumar la intervențiile propuse, se refer la un cadru instituțional mult mai robust, un sistem de management și planificare financiară mult mai eficient, o digitalizare completă a sistemului de protecție și de asistență socială și investiții semnificative în resursa umană din sistem. Acum aș vrea să ofer cuvântul doamnei Emilia Ciobanu, colega noastră de la Pălești, care este șefa direcției de asistență socială de acolo, și am să rog să ne spună care este perspectiva dumneavoastră din prima linie față de problemele din sistem și măsurile propuse în cadrul reformei. Mulțumesc, domnul ministru, bună ziua tuturor! Cu adevărat, sistemul de protecție socială este cel căruia statul ia încredințat, e delegat una din cele mai importante misiuni, grijă față de cetățean și, în special, grijă față de cetățeanul aflat în dificultate. Din păcate, astăzi, numărul celor care au nevoie de sprijinul, suportul statului este mare și este în creștere. Bineînțeles că este influențat acest lucru de diferiți factori, migrația care a lăsat amprente asupra familiilor și au rămas copiii rămași fără supraveghere, au rămas persoane vârstnice în etate care au nevoie de suport, sărăcia iarăși de nou a făcut ca familiile să rămână fără venituri, de aceea sistemul, statul este obligat să gândească la un sistem care să asigure echitate pentru toate categoriile de beneficiari, în special, repet, pentru familiile defavorizate. Din păcate, avem în rezultatul mai multor studii și noi, cei din teren, vedem că sistemul actual are nevoie de a fi îmbunătățit. Rezultatul studiilor efectuate au demonstrat că sunt foarte multe lacune și avem mare speranță că această reformă va veni cu noi strategii de îmbunătățire a sistemului. Bunoară, ați vorbit despre și dumneavoastră despre faptul că serviciile sociale sunt dezvoltate neuniform și cu adevărat este așa, pentru că avem localități, avem regiuni unde sunt dezvoltate servicii, pe alocuri sunt acești cetățeni care au nevoie de servicii, dar nu au acces la servicii și aceasta depinde, probabil, suntem convinși că depinde de sistemul de finanțare, depinde de posibilitățile autorităților publice locale de a dezvolta, dar depinde uneori și de atitudinea acestora, pentru că cunoaștem că serviciile sociale au fost dezvoltate foarte multe în baza surselor financiare extrabugetare, în baza diferitor proiecte și acolo unde a fost atitudine responsabilă, serviciile au fost preluate, durabilitatea a fost asigurată, iar pe alocuri serviciul social a durat atâta doar cât a avut finanțarea dintr-un proiect sau altul. Mai este și altă problemă. Serviciile au fost dezvoltate fără a fi analizate nevoile comunității. Și acest lucru se întâmplă de aceea că nu există o metodologie de evaluare necesităților care să cunoască toți actorii care trebuie să fie implicați, să fie analizate problemele care sunt la nivel de comunitate, să fie prioritizate problemele, să fie dezvoltate, după cum am zis, în funcție de necesitățile pe care le are fiecare comunitate. Deci, mă bucur că în punctele strategice din această reformă este prevăzut și acest lucru și sperăm că toți cei de la nivel comunitar, de la nivel teritorial, atunci când își doresc să dezvolte un serviciu, se vor axa pe identificarea nevoilor și dezvoltarea acelui serviciu care este solicitat
în localitatea sau în regiunea respectivă. Mai trebuie să accentuăm că sunt categorii de beneficiari care la moment, pentru care la moment nu sunt dezvoltate servicii. Și acesta un segment care necesită o implicare stringentă este categorie de copii care se află în conflict cu legea, servicii pentru copii care se confruntă, au devieri comportamentale. Dacă nu avem servicii pentru această categorie de beneficiari, asta nu înseamnă că nu există acești beneficiari și noi trebuie, suntem obligați să ne gândim, să identificăm posibilități de dezvoltare, poate servicii regionale, pentru că nu sunt atât de mulți la număr, poate, deci trebuie, iarăși de nou, statul are obligativitatea să se gândească și împreună noi toți căutăm soluții. Sper că rezultatul reformei vor fi identificate. O altă problemă cu care se confruntă sistemul este cea care s-a menționat, fluctuația de cadre. Bunăoară, în raionul Fălești, deja câțiva ani consecutiv, avem undeva 46-50% fluctuație anuală de cadre în rândul asistenților sociali comunitari. Această problemă spune despre ceva, trebuie iarăși de nou să privim mai atent la problemele care sunt abordate din teren, să vedem ce îi fac pe acești oameni să plece din sistem. Bineînțeles că nu este un sistem atractiv, pentru că salariile sunt, cum ați menționat, foarte mici, volumul de lucru este foarte mare și uneori provocările cu care se confruntă asistenții sociali comunitari influențează asupra deciziei lor de a pleca într-un sistem aferent, unde este poate mai bine plătit, unde sunt mai puțin provocări. Noi am fost martori o singură dată, unde vina tuturor relelor la nivel de comunitate este asistentul social și ne întrebăm deseori oare un copil cu devieri comportamentale se naște peste noapte, oare care a fost acel sistem care trebuia să se implice la nivel de prevenire a riscurilor cu care se confruntă copiii. Bineînțeles că nu este doar un singur sistem. De prevenirea situațiilor de risc depinde de întreaga comunitate, de toți actorii care sunt la nivel de comunitate și pentru aceasta avem nevoie de o cooperare intersectorială bună. Pe alocuri astăzi ea este nevoioasă și trebuie să recunoaștem că nu toate hotărârile de guvern care au fost elaborate până acum sunt realizate de către toți actorii, nu toți se implică în măsura care ar trebui să se implice, dar totodată nimeni nu monitorizează cât de bine este implementată o lege sau o hotărâre de guvern și acest lucru iarăși de nou rămâne a fi de îmbunătățit și trebuie să ne gândim cum să facem, nu să punem povara doar în seama asistentului social. Mai sunt și alte probleme. Ați menționat despre mecanismul de finanțare actual. Cu siguranță trebuie îmbunătățit. Avem pachetul minim de servicii, care vedem că în ultimii ani acest pachet minim de servicii a suferit probleme grave. Am avut luni, mai ales în perioada la începutul anului, când asistenții personali rămâneau fără salarizare, pentru că nu se, fondul de susținere socială a populației nu putea acoperi cheltuielile, pentru că, mă rog, cum ați menționat și dumneavoastră, erau probleme de colectarea fondului de susținere socială a populației. Pe de altă parte, administrația publică locală nu întotdeauna pune prioritate problemelor sociale. Și odată ce a fost creat pachetul minim de servicii, practic dezvoltarea serviciului de asistență personală a fost lăsată în umbră și se aștepta doar finanțare din pachetul minim de servicii. Astăzi, în raionul Fălești, din 198 de asistenți personali, doar 56 sunt salarizați din
contul administrativ, bugetul local. Și acest mecanism de finanțare trebuie revăzut. Și multe alte probleme sunt și sperăm că actuala reformă să observe și problemele ce țin de consolidarea competențelor, pentru că o reformă eficientă implică mai multe elemente. Un sistem bugetar sau un mecanism de finanțare bun, resurse financiare, resurse umane cu competențe și bine pregătite, și suntem în speranța că reforma va veni cu aceste strategii de îmbunătățire a sistemului. Mulțumesc! Doamna Emilia, vă mulțumesc foarte mult! Vreau și pe această cale încă o dată să mulțumesc colegilor noștri din prima linie. Cum spuneau, ei au făcut față la 3 ani foarte dificili, 3 crize profunde și devotamentul lor, loialitatea pentru beneficiarii lor este doar de admirat. Și eu cred că minimum ceea ce putem noi să facem este să avem un exercițiu de onestitate și să înțelegem că mai departe munca lor nu poate continua așa. Ei au nevoie de suportul nostru, pentru că dacă ei nu o să primească acest suport, beneficiarii sistemului vor avea de suferit. Și cred că reforma pornește de această premiză de bază. Vă mulțumesc foarte mult! Reforma urmează să fie implementată în complexitatea ei în decurs de 3 ani de zile, dar principalele măsuri urmează a fi implementate în decurs de jumătate de an. Ministerul pregătește pachetul de modificări legislative care urmează a fi votat în această sesiune parlamentară. Reorganizarea direcțiilor de asistență socială se va produce cât de curând, majorarea claselor de salarizare pentru asistență socială, la fel, este o prioritate imediată, schimbarea modalității de finanțare se va produce în 6 luni de zile, respectiv, acele măsuri de bază pe care noi le-am anunțat astăzi vor fi implementate în cel mult un an de zile, cu aprobarea lor în Parlament planificată în luna iunie-iulie. Dar, pentru ca să vedem pe deplin efectul acestei reforme, va fi nevoie de timp, în special sub aspectul creșterii accesului la servicii sociale, schimbarea managementului, elaborarea standardelor de calitate. Deci aceste aspecte legate de îmbunătățirea calității vor lua ceva timp pentru a produce rezultate în teren. Eu vreau să spun, noi în sistemul de asistență socială avem undeva 13.000 de profesioniști și eu doar am să vă spun pozițiile 5 de la coada listei din sistemul public după salarizare. Deci, asistența socială pentru anul 2022, asistența socială 3.952 de lei, salariu minim, bucătar 3.863, paznici 3.503 lei, încălzire, deci specialiști care asigură încălzirea încăperilor publice 3.381 și lucrători necalificați 3.332 de lei. Deci, asta încă o dată arată asimetria dintre responsabilitățile pe care le au colegii noștri din prima linie, responsabilitățile, povara muncii și modul în care ei sunt remunerați. Deci, noi prevedem 2 etape. În primul rând, o să creștem clasele de salarizare, așa cum a spus domnul deputat, pentru asistenți sociali care au studii superioare la nivelul unui pedagog, pentru asistenți sociali care au studii medii profesionale la nivelul unui educator, după care vom introduce cele 3 grade de dezvoltare profesională, alipite unui model, cadru de dezvoltarea competențelor și pentru a încuraja colegii să rămână în sistem,
să-și dezvolte competențele și cu fiecare grad salariul va crește. Mersi mult. Mulțumesc foarte mult.